Dragi mănăstireni, stimați concetățeni, acum la finalul anului 2018 aș vrea să vă adresez un mesaj de sărbători, nu înainte de a face un scurt bilanț privind activitatea administrației publice din Mănăstirea Cașin. Vreau să vă asigur că executivul comunei este în continuare alături de voi pentru a vă sprijini în toate problemele pe care le ridicați în fiecare zi. Și să vă asigur totodată că dezvoltarea comunei este principala noastră țintă. Chiar dacă am trecut prin momente mai dificile în trimestrul al doilea al acestui an, având în vedere faptul că am fost la un pas de a fi iarăși afectați de inundații, am reușit să depășim această situație și să ne finalizăm anumite investiții prioritare pe care le-am avut în vedere în 2018. Aici mă refer la electrificarea satului Scutaru și, bineînțeles, la terminarea lucrărilor în zona Părăul Dulce. La final, vreau să vă urez multă sănătate, tradiționalul la mulți ani, să fiți sănătoși împreună cu familiile voastre, cu cei dragi, și vă doresc sărbători fericite și liniștite. La mulți ani!